Dar noi detalii în ancheta morții doctoriței stomatolog din Brăila. Poliția l-a prins pe principalul suspect în cazul crimei și, potrivit anchetatorilor, bărbatul de 39 de ani, care este din localitate, este suspectat că ar fi omorât-o pe femeie în doar 33 de secunde. El a fost reținut pentru 24 de ore în baza probelor biologice prelevate de la fața locului, urmând să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Suspectul spune că nu el a ucis-o pe doctoriță. Nu este pentru prima dată când individul are probleme cu legea. El a mai stat 4 ani în închisoare după ce a comis mai multe infracțiuni pe teritoriul altor țări. Tu ai ucis-o pe doctoriță? De ce ai omorât-o? Te-a plătit cineva să o omori? Mă cunoșteai? Unde e arma crimei? Anunțul prinderii bărbatului a venit la doar câteva ore după publicarea unei imagini surprinse pe o cameră de supraveghere cu cel care ar fi ucis-o pe femeie medic stomatolog din Brăila. Anchetatorii au fost ajutați și de o echipă de la Institutul Național de Criminalistică ajunsă special de la București. Astfel, puse cap la cap toate declarațiile obținute în urma audierilor maraton, dar și pe baza indiciilor, procurorii și polițiștii au reușit să dea de urma suspectului pe o stradă în urma unei filaj. Ai recunoscut fapta, erați vecin. De ce nu vrei să vorbești cu procurorii? De ce nu vrei să vorbești? Ce ai vinovat? Măcar ai ceva să-ți reproșezi? N-ai nimic să-ți reproșezi? N-ai omorât-o pe doctoriță? De ce ți-a făcut ție polițiștii dosar? De ce te-ai ascuns? Ți-ai ascuns hainele, te-ai plimbat prin oraș, ai pus totul la punct astfel încât să nu dea anchetatorii de urma ta. Maricel Stănescu și-ar fi pregătit crima în detaliu, însă anchetatorii au refăcut traseul primelor minute după ce a ucis. Și-a primit fapta, și-a pregătit fapta, a fel de executare, în sensul că a plecat de la Galați, a vrut cumva să inducă în eroare, a plecat, deși este brăilean, a plecat de la Galați cu un taxi, a venit în Brăila, și-a schimbat hainele pe parcursul, pe traseul până la camietul stomatologic, după ce a ieșit de acolo din nou și-a schimbat hainele. Cu toate că individul neagă fapta, probele biologice prelevate de la fața locului îl indică principalul suspect. Conform anchetatorilor, 33 de secunde i-a luat agresorului să-și ucidă victima și să dispară mai apoi. După ce a ajuns pe mâna autorităților, acesta a fost încătușat și dus direct la audieri, în urma cărora a fost reținut pentru 24 de ore. Nu are cum să comiterea faptei, în sensul că s-a prevalat dreptul la tăcere și nu au pus să dea declarație. Este o crimă cu premeditare, dar nu pot spune că a avut un mobil anume, pentru că el cel puțin nu a declarat nimic. Capetele de acuzare vor fi îndeajuns cât să petreacă ani grei în spatele gratilor. Necropsia arată că femeia de 41 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuțit. Deși s-a luptat să scape din mâinile atacatorului, nu a avut nicio șansă. A fost lăsată într-o baltă de sânge. Deși suspectul a fost căutat 4 zile, timp în care s-a plimbat liniștit pe străzi, ministrul afacerilor interne se laudă cu capturarea sa într-un timp scurt. Ba mai mult, Cătălin Predoiu susține că este un caz deja rezolvat. Felicit polițiștii, judiciariști și criminaliști care au rezolvat dificilul caz de crimă de la Brăila. L-au identificat și reținut pe autorul crimei într-un timp remarcabil de scurt, raportat la împrejurări. A reacționat Cătălin Predoiu la scurt timp după ce polițiștii din Brăila l-au prins pe autorul crimei de la cabinetul stomatologic. În timpul cercetărilor, anchetatorii vor încerca să intre în posesia telefonului victimei, care lipsește în continuare și despre care se presupune că ar fi fost luat de agresor, și de asemenea arma crimei, care nu a fost găsită la locul faptei. Bărbatul, care are 39 de ani, este chiar din localitate și este cunoscut în evidențele poliției cu antecedente penale. El a stat 4 ani în spatele gratilor după ce a comis mai multe infracțiuni în Germania și în Franța și a fost eliberat de câteva luni. Anchetatorii încearcă acum să afle care a fost motivul pentru care bărbatul i-a luat viața medicului stomatolog. Între timp, trupul femeii a fost ridicat de familie de la morga din Brăila, iar înmormântarea va avea loc în Republica Moldova.